Gabriel Enache a efectuat antrenamentul cu Astra astăzi și spune că atmosfera din sânul echipei este pozitivă. Noii fotbaliști care au venit oferă un plus de prospețime vicecampioanei, care o întâlnește miercuri de la ora 19 pe campioana Steaua în primul tur al semifinalei Cupei Ligii. Mă bucur că am venit sănătoși din pregătire, să zic. Mă bucur că am făcut o pregătire bună. Eu zic că față de returul de turul de campionat am crescut și am câștigat foarte mult. Eu zic că ne-am revenit, că s-a acumulat puțin oboseală în perioada de pregătire. Eu zic că ne-am revenit și suntem pregătiți pentru meci cu Steaua. Enache consideră că un scenariu similar celor din finalele Cupei și Supercupei României ar fi greu de suportat. Emoțiile sunt prea mari când meciul ajunge la penaltiuri. Este de părere mijlocașul Astrei. Nu, eu sper să nu ajungem acolo. Eu sper să înscriem noi cele 90 de minute și să ieșim învingători. E o tensiune foarte mare, o tensiune prea mare și sperăm să nu mai ajungem acolo. Gabriel Enache crede că Astra are un avantaj pentru că suporterii Stelei au amenințat că nu își vor mai susține echipa până când aceasta nu își recuperează imaginea din trecut. Într-adevăr, e un avantaj pentru că la ei suporterii sunt al 12-lea jucător de pe teren și din păcate noi nu-l avem, dar eu zic că avem un plus și sperăm să conteze mult mai mult pentru noi chestia asta. Selecționerul României, Anghel Iordănescu, a ales să-i convoace pe Silviu Lung Junior și pe Budescu de la Astra, făcându-l pe Enache gelos. Da, într-adevăr, am fost puțin dezamăgit, dar îmi doream foarte mult să fac acest stadiu de pregătire, să am mult mai multe meciuri în tricou echipe naționale, dar am rămas cu picioarele pe pământ, m-am pregătit la echipa de club, cum a zis domnul Anghel Iordănescu, că a lăsat mai mulți jucători. Și mi-am văzut de treaba mea, când dacă o să fiu convocat, o să merg cu mare plăcere și să joc. Enache și compania vor merge miercuri pe stadionul din Ghencea pentru a disputa prima manșă a semifinalei Cupei Ligii.